deci cu traducerea unui plachete cu titlul Ploaie Oblică, poezii ortonime ale semnate de Ferdinand Pessoa și traduse de lusitanista Roxana Eminescu. Am avut apoi onoarea să îl însoțesc pe traducătorul Dinu Flămân în primii lui pași prin Lisabona și să-i arăt chiar universul pessoan, îndeopște casa unde Saramago, în bestsellerul său Ultimile zile din viața lui Ricardo Reis, a plasat casa lui Ricardo Reis, unul din eteronimii lui Pessoa. Din această prima întâlnire a mea cu traducătorul a rezultat un volum al secolului 20 dedicat lui Ferdinand Pessoa, care cred că a fost partea de intrare a acestui poet remarcabil al secolului trecut în vizorul cititorului român. Ulterior am avut cu el o colaborare de peste 25 de ani în lenta lui Inițiere, în opera acestui poet care nu a publicat practic nimic în timpul vieții și care ne-a lăsat un pufăr imens de literatură și poezie de o valoare inestimabilă. Ca să-l contextualizez, aș spune că el este aproape contemporan cu scriitorul român Matei Călinescu, Matei Caragiale. E născut 3 ani după Matei Caragiale și a murit două luni înaintea lui Matei Caragiale. Deci amândoi au trăit cam aceeași epocă, dar sunt scriitori absolut simetric opuși. Românul a scris un volum de poezie și două novele pe care le-a publicat în timpul vieții. Portughezul Grafoman a scris imens și n-a publicat decât un volum de poezii pentru care a luat un premiu 2. Aș vrea să mulțumesc editurii Humanitas și inițiativei Denisei Comănescu pentru această serie care a pornit cu romanul considerat astăzi unul din marile romane scrise în secolul 20, Cartea Neliniștirii. Neliniștirea e o găselniță, un adjectiv devenit substantivat, devenit substantiv în limba română. E într-adevăr o găselniță a lui Dinu Flămân, pe care țin de asemenea să-l mulțumesc pentru acest volum pe care îl țin în mână, în care sunt traduși cei 3 eteronimi principali ai poeziei marelui poet, Alberto Caeiro, Ricardo Reis și Albert de Campos. Și apoi, în act continuu, și Mihaela Ghițescu, aici prezentă, pentru colaborarea cu Dinu Flămân la traducerea unor texte de cele mai variate, din cele mai variate domenii, publicate în volumul de acum 2 ani, Ultimatum și alte manifeste, și acum în acest volum care a ales ca titlu pentru un ansamblu selecționat de texte, Cronica vieții care trece. Cronica este un gen literar foarte practicat în Portugalia, cronica jurnalistică, se înțelege, și Ferdinand Pessoa n-a fost străin și de acest gen. L-a practicat mai ales în tinerețe, în faza în care a dat o contribuție importantă modernismului portughez.
Aș încheia spunând că în acest volum veți găsi faimoasele scrisori. Petre Ofelia este o curiozitate la un bărbat aproape mizogin care a refuzat căsătoria de-a lungul vieții, care a scris despre scrisorile de amor aceste versuri. Toate scrisorile de amor sunt ridicole. Nici n-ar fi scrisori de amor dacă n-ar fi ridicole. La vremea mea am scris și eu scrisori de amor ca și ceilalți, ridicole. Căci scrisorile de amor, când de amor e vorba, trebuie să fie ridicole. Însă, la urma urmelor, doar acele creaturi care niciodată n-au scris scrisori de amor sunt ridicole. Ce n-aș da să retrăiesc vremea când scriam, fără să-mi dau seama, scrisori de amor ridicole. Și despre aceste vremuri și despre conținutul acestor scrisori vă va da Oana Pelea un mic mostră în momentele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție. O invit acum pe Micaela Ghițescu să ne spună câteva cuvinte, poate despre unul din textele pe care le îndrăgește cel mai mult din Pessoa, Pantherul Anarhist. Da. Și cronicele vieții care trece și Pantherul Anarhist, pe care eu, ca traducătoare, le-am citit totuși din punctul de vedere al unui român. Și mi-am dat seama că acest formidabil autor de la începutul secolului trecut, de fapt, este foarte actual și pentru cititorii de astăzi din România, începutului secolului al 21-lea. Vă vorbesc deci din punctul de vedere al traducătorului, al traducătorului care a încercat să se apropie tocmai de cititorul, de cititorii lui Fernando Pessoa și s-a bucurat de fiecare dată când a găsit fragmente care ar putea să-i facă în același timp să le facă bucurie și cititorilor. Și din cronica vieții, cronicile, de fapt, sunt mai multe cronici. Titlul se referă la ansamblul lor, dar sunt, de fapt, mai multe cronici care apar în acest volum. Din acesta aș vrea să vă citesc, deci sunt traducătoarea doar, să vă citesc un exemplu. Când unei persoane care iese în evidență sau are un rol, se face o manifestație și se dovedește total neînsemnată, acea persoană poate conta pe sprijinul unei țări întregi. Dacă manifestația ar fi amplă, atunci persoana respectivă ar trebui să tremure. Înseamnă că adepții săi vor fi simțit printr-o intuiție exacerbată importanța opoziției care îi se face. Iar asta îi va fi chemat în masă în stradă, pentru că prin numeroasele lor aplauze și urale se îi semăresc acelei persoane și lor înșiși iluzia unei încrederi pe cale de a păli. Din acest punct de vedere, eu cred că exact aceste mișcări de masă care au existat și care mai există și la noi, ar putea să învețe ceva. Da, Daniela, Deniza a vorbit de Pantherul Anarhist, care este poate de departe totuși textul care îmi este cel mai apropiat, poate că este și textul pe care l-am tradus, a fost primul text pe care l-am tradus din Pessoa, pentru că a apărut la un moment dat și într-o ediție independentă. Și se bazează pe un, așa cum îi place lui Pessoa, se bazează pe un paradox nemaipomenit care apare și în titlu, Pantherul Anarhist. Deci un bancher care poate să fie anarhist, dar care parcă întregul dialog dintre bancherul anarhist și autorul pare a fi o oglindă tocmai a stării noastre actuale, de așteptări foarte mari și așteptări neîmplinite. Și
în gândirea acestui banchet, el spune că nu se poate elibera pe sine, deci nu poate să fie un autentic bancher și teoretic și practic decât acumulând bogăție, deci decât îmbogățindu-se. Pentru că deci de tirania banilor nu poți să te nu poți să scapi decât acumulând. Aș mai încheia un citat care poate face încântarea melancolică a cititorilor români. Iată istoria tuturor revoluțiilor. Oricât de înalt ar fi idealul în numele căruia s-au desfășurat, ele ajung întotdeauna în aceeași vale a sordidului uman. Mulțumesc, Micaela Ghițescu. Și acum, domnul profesor și scriitorul Haizar.